Gata, la bună seara, stimați telespectatori, ne revedem la emisiunea Realitatea în Politică. Sunt Titi Sultan. Titlul emisiunii: dezbateri electorale. Iată, din păcate și astăzi, pandemia coronavirusului a produs efecte extrem de negative. Avem un număr de 1355 de cazuri și 44 de decese, din păcate, 502 persoane la terapie intensivă. Însă alegerile locale, în mod evident, vor avea loc, chiar dacă întrebările la care guvernul a fost pus să răspundă în legătură cu starea de securitate a sănătății cetățenilor în perioada desfășurării alegerilor din data de 27 septembrie lasă multe semne de întrebare, în sensul că nu sunt adoptate toate normele care ar trebui să prevadă o astfel de securizare eficientă a desfășurării votului din punct de vedere, repet, al sănătății publice. Pentru că partea cealaltă există SIMPV-ul, adică sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de, practic, ieșire din discuția votului multiplu, de eliminarea votului multiplu. Și atunci, din acest punct de vedere, zic eu, totul ar fi ok. Însă, din punct de vedere al situației politice interne, în contextul în care, acum câteva zile, moțiunea de cenzură nu s-a putut dezbate și implicit vota, datorită lipsei de cvorum, însă am explicat și e cazul să mai explic o dată, cel puțin pentru telespectatorii mai puțin cunoscători a ceea ce înseamnă dispoziții constituționale și regulamente parlamentare, și anume că potrivit Constituției României, articolul 113, Camera Deputaților și Senatul în ședință comună pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură cu votul majorității deputaților și senatorilor. Un număr de 233 de parlamentari prezenți ar fi fost suficient pentru a putea să se desfășoare dezbaterea și implicit votarea moțiunii de cenzură. S-ar fi mers pe ideea că, domnule, dacă toți 230 ar fi votat pentru, atunci guvernul ar fi fost demis. Însă merg mai departe pe ceea ce dispune în limitele ei Constituția României, și anume că moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședință comună a celor două camere, ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat. Au trecut mai multe zile, dar mergem pe ideea pandemiei. Și, în final, foarte important, că aici au fost foarte ample discuții și încă vom vedea ce va dispune Curtea Constituțională, fiind sesizată de către Partidul Național Liberal în legătură cu un eventual conflict juridic de natură constituțională între autoritățile publice, pe motiv că, într-o sesiune extraordinară, nu ar fi legal, potrivit Constituției, să poată fi introdusă o moțiune de cenzură, în contextul în care Parlamentul lucrează în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie, nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie, ceea ce presupune că acum ne aflăm în sesiune ordinară și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Însă, revin la articolul 113 alineatul 3, care spune că parlamentarii care au inițiat moțiunea de cenzură și moțiunea a fost respinsă, nu mai pot iniția în cadrul acelei sesiuni o nouă moțiune de cenzură. Însă, am spus-o și constituționaliștii, profesioniștii ai dreptului, în afară de foști judecători ai Curții Constituționale și, știu eu, practicieni în domeniul dreptului constituțional, au mers pe ideea, mulți dintre ei, că atâta timp cât guvernul lucrează la foc continuu, neavând, practic, vacanță, cum are Parlamentul, am spus mai devreme, în mod evident, guvernul este supus permanent controlului parlamentar. Moțiunea de cenzură
este o formă, cea mai importantă formă de control parlamentar și atunci nu cred că poate fi pusă în discuție o moțiune de cenzură introdusă, așa cum spune PNL, nu numai inoportun, iresponsabil, dar și ilegal. Vom vedea ce va dispune Curtea Constituțională. Sunt discuții ample, însă, din păcate, jocurile politice au fost făcute și cvorumul neîndeplinindu-se, așa cum a spus mai devreme, nu s-a putut dezbate și vota moțiunea de cenzură. În fine, revenim însă la probleme legate de politică internă, dezbatere electorale. Ne aflăm în plină campanie electorală pentru alegerile din 26 septembrie și îmi face o deosebită plăcere ca acum în platoul nostru, pentru prima oară la Capital TV, să fie prezent domnul Ilan Laufer. Bună seara! Bună care seara. Este președintele, dacă nu mă înșel, al Corect. Forței Identității Naționale, dar este foarte bine cunoscut telespectatorilor prin activitatea pe care dânsul a desfășurat-o în calitate de ministru pentru mediul de afaceri în perioada 28 iulie 2017-28 ianuarie 2018, guvernul Tudose, dacă nu mă înșel. Corect. Dar și o amplă activitate legată de o anumită prosperitate economică pe care statul român, din păcate, nu are. Vom vedea ce direcții, ce proiecte și programe veți avea dumneavoastră în vedere în situația în care veți fi ales primar general. Eu vă doresc succes de pe acum, pentru că este momentul ca tinerii să iasă la rampă și să scoată România din această perioadă de 31 de ani, care, din păcate, nu a dus la o creștere a nivelului de trai cum ne așteptam. Dar întâi v-aș întreba, domnule ministru, ce va determina să intrați în viața politică în contextul în care dumneavoastră ați avut un merit deosebit la, intrarea pe piața românească a unui brand, nu le dau numele, da, să ne facem reclamă foarte importantă și care și acum, iată, desfășoară o activitate comercială deosebită și de aceea, cum ați intrat? Ce va determina, practic, să participați în lupta asta politică? Este o poveste foarte lungă, o să încerc să vă dau câteva detalii. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și posibilitatea pe care mi-ați dat-o să fiu alături de dumneavoastră, de telespectatori, și vreau să-i salut pe această ocazie și pe cei care ne urmăresc pe Facebook online. Bună seara! Dorința mea de a face politică nu este de ieri de azi, iar întreaga mea carieră pe care mi-am construit-o în mediul privat a fost și în ideea că într-o zi o să-mi doresc să fac pasul următor și să mă implic în politică, fiindcă simt că România are un potențial foarte mare. Am simțit-o și din mediul privat și am simțit-o și în timpul în care am fost și secretar de stat înainte să fiu ministru. Da, 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 da. Am fost secretar de stat în guvernul Grindeanu și ministru în guvernul lui Tudose. Și prin urmare, este o chestiune care vine din interior, ca să fiu sincer. Când îți iubești foarte mult țara și vezi că lucrurile pot fi mult mai bune pentru noi ca și popor, când vezi anumite lipsuri fără de care este foarte greu ca societatea să evolueze în direcția în care eu mi-o doresc cel puțin și cred că ca și mine milioane de români, ne-am pierdut foarte mult din patriotism. Foarte, foarte mult. Adică este o chestiune care probabil este una dintre cele mai dureroase lucruri care s-au întâmplat din acest punct de vedere al patriotismului și al dragostei față de țară. Cum se zice în Statele Unite, motherland, adică țara mamă. Lucrul ăsta a generat multe conflicte în societatea românească. Și cred că și una dintre problemele noastre principale, cum spune domnul Bogdan Chiriac, este războiul român-român. Da. Și într-adevăr este o problemă foarte mare. Eu când am ajuns în politică, prima dată ca și secretar de stat, eram din mediul privat. Dar, repet, mergeam la emisiuni ca și analist economic. Aveam foarte multă experiență în zona privat. Vroiam să mă promovez atât pe mine ca și persoană, cât și business-ul pe care îl aveam. Și evident că mă duceam și discutam analiză și ușor-ușor m-am consacrat în zona asta de analiză economică. A fost un prim pas, adică când vrei să intri în politică, trebuie să te gândești cum vrei să o faci. Și asta a fost modul în care eu am gândit că într-o bună zi s-ar putea să-mi folosesc toate cunoștințele și experiența și know-how-ul până la urmă pe care l-am pentru a contribui în favoarea țării și pentru dezvoltarea acestei țări.
Prin urmare, eu în comparație cu ceilalți colegi ai mei din guvern, când am fost investit în funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, eu n-am jurat pe Noul Testament, fiindcă sunt evreu, dar am jurat pe Constituția României. Așa este obiceiul. Cei care nu sunt de religie creștină ortodoxă, așa este. Jură pe Constituție. Și acum și vă întreb pentru eu cred secunde. Că odată ce mie, cel puțin ca și persoană, odată ce am jurat pe Constituție să apăr interesele țării, din toate punctele de vedere, teritorial, economic și așa mai departe, este un jurământ sacru pentru mine și o spun foarte serios. Foarte multă lume nu crede lucrul ăsta că trăim astăzi într-o societate. Vă spun eu pentru telespectatori și de-aia vreau să mă întrerup. E un jurământ foarte important, consacrat de articolul 82, din păcate, 82 din Constituție. Da, corect. Miniștrii și președintele României depun acest jurământ. Spune foarte clar și cu asta închei vă dau cuvântul. Da. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să apăr Constituția și legile țării, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, democrația, statul de drept, unitatea, integritatea și unitatea teritorială a României. Așa să mă ajute Dumnezeu. Așa ați jurat și, din păcate, un singur ministru prezent aici, care a fost coleg de cabinet, domnul Daia, mi-a spus că atunci când a depus acest jurământ de 5 ori, pentru că de 5 ori a depus jurământul, a zis, domnule, îmi tremura sufletul mine pentru că simțeam datoria morală și patriotică care mă îndeamnă să fac totul pentru ceea ce am depus azi. Domnul Daia era colegul meu de masă de guvern în partea stângă, stătea domnul Daia și mereu mai mă ajutam și optea când stătac din gură să nu zic că știi cum ești la ședința de guvern, poate... Și ideea este în felul următor. Am venit din zona de business ca și tehnocrat în guvernul lui Grindeanu și am văzut că chiar și cu foarte puține resurse pe care le-am avut atunci și ministerul a nou format și așa mai departe, din punctul ăsta de vedere mă refer, am demonstrat că se poate. Am demonstrat că se poate să implementez un proiect foarte important, probabil cel mai important proiect din istoria antreprenoriatului românesc. Este vorba despre programul Startup Nation, pe care l-am implementat prima ediție din 2017. M-am certat în acea perioadă și în Parlament cu Câțu, care, domnul Câțu, care este astăzi ministru de finanțe, a venit și a zis că se delapidează banii țării, că lucruri de genul acesta s-a dovedit astăzi, la 3 ani de zile de la implementare, că statul și-a recuperat 90% din banii pe care i-a investit, acele granturi de 44.000 de euro pe care le-a oferit companiilor debutante, atunci era după 2017, trebuia să-ți creezi un startup ca să poți să iei acești bani. Am demonstrat că chiar dacă n-am avut bani în buget, am reușit să creez acel credit punte de care cred că țineți minte, ca banii să se ducă către beneficiar, după care statul să închidă acea plată eligibilă de altfel și verificată în acest fel de bancă, direct către bancă. În felul ăsta am degrevat ministerul de câteva sute de locuri de muncă pe care am fi trebuit să le creăm în plus, doar pentru verificarea și decontarea dosarelor, proiectelor și așa mai departe. Am văzut că se poate. Am îmbunătățit legea parteneriatului public-privat. Am fost cel care a făcut legea prevenției. Da. Este făcută chiar de mine. Da, și este aplicată astăzi. Foarte și bine. Se poate mult mai bine, exact. Dar a fost un pas foarte important să sparg gheața într-un mod în care controlul să nu mai fie atât de ostil față de cel care e contribuabil. Și să existe un mecanism prin care, înainte să vii să amendezi, să fii sigur că omul este în cunoștință de cauză, că n-a fost rea intenție și așa mai departe. Și lucrurile astea au contat foarte mult. Evident că mai erau foarte multe de făcut, iar timpul pe care l-am petrecut la minister nu a fost unul foarte lung, au fost problemele politice care au fost din acea perioadă. Și dorința mea, în acel moment când vii și faci, în acel moment în care eu am ajutat 20.000 de antreprenori români, în clipa în care m-au oprit oameni pe stradă și mi-au zis, domnul ministru, mi-a schimbat viața, fiindcă altfel plecam din țară la muncă, nu știu unde, am aplicat pentru Startup Nation și am rămas în România și astăzi am 20 de angajați, nu visam vreodată. Sunt și foarte multe cazuri de astea, sunt firme care au peste 100 de angajați astăzi. Au venit oameni din diaspora care mi-au zis, domnul ministru, m-am întors în România datorită existenței acestui proiect. Ministerul pentru Români de Pedutinde a fost cel care a promovat un astfel de proiect. Așa deci, startup-urile. Când faci lucrul ăsta pentru semenii tăi, când faci lucrul ăsta pentru oameni, când știi că s-au născut efectiv mii de povești de succes
Și când știi că ai lăsat în urma ta 9.000 de companii, 9.000 de motorașe în economie care produc și astăzi taxe, impozite, taxe și contribuții pe salarii și așa mai departe, nu există ceva care să te bucure mai mult că ai fost acolo și ai făcut lucrul ăsta să se întâmple. Și multe altele. În același timp, după ce am plecat din PSD, și am plecat din PSD deja de ceva timp, adică nu așa, nu am devenit sub nicio formă satelitul PSD-ului și nici nu sunt. Cred că cunoașteți pozițiile mele referitoare la modul în care a acționat domnul președinte Ciolacu și cu toate că am fost colegi, nu sunt de acord, nu cred că... Da, nu că despre ce de unde. Deci nu e despre asta. Știu că este un om care vrea să facă, dar în același timp, câteodată modul în care faci nu este cel mai fericit și atunci trebuie să ai puterea să asculți de cei din jurul tău. Și din punctul ăsta de vedere, nu am o colaborare cu PSD-ul, am vrut să construiesc un proiect curat de la zero. Să nu fiu acuzat, domnule, satelitul, nu știu cui, să faci jocurile. Nu. Eu am un singur interes și pe care l-am demonstrat chiar și acum la câteva luni de zile de când am început, fiindcă practic anul acesta am început acest nou startup politic, cum da, l-am numit. Forța Identității Naționale. Dar deci pe ce o să revin cu Forța Identității Naționale și cu povestea. Da, da, da. A fost o chestiune foarte simplă. Am pornit la drum cu PSL ca și partid, da, cu Platforma Social Liberală. Au fost niște blocaje în instanță. N-are sens acum să mai fac referire la povești și așa mai departe. Și atunci am găsit un partid care a vrut să-mi ofere șansa să devin și președinte ca să pot să-mi continui ceea ce mi-am propus și atunci proiectul PSL s-a descărcat în Forța Identității Naționale, brandul s-a descărcat în SRL, ca să zic așa, dacă forma juridică era blocată la noi în instanță și așa a și rămas. Deci, în acest moment, suntem fiind PSL, adică Forța Identității Naționale PSL. Și semnul nostru electoral rămâne PSL. Da. Nu mai știu unde am rămas. Apropo de patriotism, ca zobi foarte clar. Da. Deci românii suferă. Vreau să termin ideea și, să revenim. Da. Dorința mea principală a fost să ofer o șansă tinerilor să debuteze în politică. Deci știți cum era mai de mult când mă uitam și eu la fotbal, era Ajax, da? Care nu prindea finale, dar acolo veneau tinerii, da? Adică nu reușea să fie în Final Four, câteodată a făcut și o surpriză mare. Dar ideea este așa, eu îmi doresc ca acest proiect politic să ofere o șansă tinerilor, fiindcă avem foarte mulți tineri care își iubesc această țară, avem foarte mulți tineri talentați, care n-au posibilitatea financiară să facă politică nici pe departe, fiindcă în România este foarte greu să faci politică dacă nu ai bani. Și în America e greu să faci politică dacă nu ai bani, dar altele sunt posibilitățile în America și altele sunt posibilitățile în România. Și atunci asta mi-am dorit, să aduc cât mai mulți oameni tineri în față. Dacă vă uitați la candidații noștri din țară, de la București, de la sectoare, lista de consilier general de la Primăria Capitală, o să vedeți foarte mulți tineri antreprenori români. Oameni care știu care este situația actuală în România, oameni care plătesc taxe și impozite, nu câștigă bani, nu au din ce să dea salarii, nu au până la urmă din ce să-și plătească rata. Deci sunt oamenii care simt cel mai bine la firul ierbii ceea ce se întâmplă astăzi în țară și o chestiune foarte importantă de înțeles. Antreprenorii români sunt cei mai afectați în acest moment de criza economică. Când discutăm de Horeca în România, 85-90% e Horeca românească. Nu prea sunt investiții acolo foarte multe străine, nu sunt fonduri de investiții care dețin nu restaurante. Nu sunt atât de atractive pentru ei. Da, avem firmele mari, francizele mari, dar Horeca în sine este mare parte capital românesc și în mare parte sunt afaceri de familie. Și în mare parte sunt oameni care depind de ceea ce încasează luna asta pentru plata taxelor, impozitelor, TVA-ului, rate la bănci, leasing-uri și așa mai departe. Și creează peste 300.000 de locuri de muncă pe verticală plus pe orizontală. Deci despre asta este vorba. În acest moment, și revenim la partea de patriotism, asta mi-am dorit. Să aduc tineri care atâta timp cât n-au presiunea, și am spus-o și la PSD și la PNL și la alte partide, și o spun și o repet, când te duci și vrei să intri în politică, ți se deschide un meniu. Deci la modul ăsta, la noi nu există lucrul ăsta. Vrei să faci, ai scena, ai toate resursele noastre, know-how, toată susținerea logistică, juridică, ca să poți să faci pasul spre politică. Și sunt foarte mulțumit de echipa de oameni pe care am strâns-o până în acest moment în jurul proiectului nostru. Asta pentru mine deja este o satisfacție uriașă.
Faptul că până acum, mai puțin de o lună de zile sau o lună, cam o lună, nu am avut partid și eu am continuat să sper că se va rezolva situația și vom putea candida, din nou este deja o performanță uriașă. Nu este ușor să-ți depui candidatura pentru funcția de primar general al Bucureștiului. A fost evident o muncă că uriașă. Numai cine a trecut prin ea înțelege cât de grea a fost munca, cât de greu a fost să strângem semnăturile în pandemie. În condițiile în care două luni de zile... Da, nimeni deci, nu știa. Și ăsta este un alt subiect foarte sensibil. Deci despre asta este vorba. Despre tineri patrioți, despre oameni care au o pregătire și despre oameni care nu au altă șansă. Adică nu au o șansă în PSD sau în PNL. Sunt două partide care, din păcate, sunt închise hermetic. Și acum, ca să fiu și puțin răutăcios cu PSD-ul, discursul domnului președinte ales de acum, domnului Marcel Ciolacu, țineți minte că și la congres, cred și înainte, a fost deschidere. Da, către ce? Nu, deschiderea este foarte bună. Da, de ce nu se face? Dar, din nou, în practică. Deci nu că n-a fost deschidere, n-a fost nici măcar închidere, a fost excludere. E un joc de cuvinte. Zis că s-a terminat cu tătucii, cu toate alea, cum e? Deci, repet, n-a fost deschidere, n-a fost nici măcar închidere, am înțeles. A fost excludere. Adică, da, știu la ce vă referiți. Adică, domne, am zis, domne, să deschidem largi porțile, da? Nu că doar le ținem închise, mă aruncăm și peste gard. Exact. Deci asta s-a întâmplat și din păcate, cred că, din păcate o spun, această moțiune de cenzură n-a avut cvorum până la urmă. Adică acesta este un semnal clar că PSD-ul nu mai are majoritate în Parlament în acest moment, nici în Senat și nici la Camera Deputaților, așa se pare. Deci acea majoritate a PSD-ului care există, care nu știu ce, nu există. Deci ăsta este un semnal. Doi, văd în continuare că trec parlamentar de la PSD la PNL, ceea ce mi se pare sincer foarte grav. Dar suntem înconjurați de atât de multe lucruri grave în perioada asta, încât, ok, a ieșit Rareș Bogdan și a zis, domne, terminați, că nu știu ce, că nu știu cum. Spune el înainte? Că niciodată nu o să treacă un parlamentar de la... Nu o să accepte parlamentar de la PSD la PNL. Este singurul care este din PNL și spune măcar. Că el știe că nu e ok și după aia nu poate să fie tras, domne, dar ce ai făcut? Tu nu știai că au venit? Acum, lucrurile sunt complicate. Eu sincer cred că ceea ce se întâmplă în acest moment este departe de Constituție. Și o spun vorbind foarte, foarte serios. Modul în care sunt, să spunem, nu că îngrădite niște drepturi, dar anumite articole... Referi la restrânse, dar la restrânge unul drepturi anumite articole din Constituție sunt golite de conținut, de fapt, prin instaurarea stării de alertă și ordonanțele care au venit peste. Eu cred că în acest moment este un proces electoral viciat. Am început de aproape o săptămână campania. Nu ne lasă decât doi oameni împreună. Peste tot o ispă Facebook, sunt câte 10-20. Deci nu se respectă chestia asta. Noi o respectăm. Cu toate acestea, sunt oameni care când mă văd, când văd colegii mei, îi iau în braț, îi pupă, n-ai ce să faci. Că oamenii se bucură să te vadă, vor să facă o poză, trebuie să-ți dai masca jos. Este un risc uriaș. Ne-au băgat în stare de urgență când am avut 10 cazuri pe zi. Avem 1500 de cazuri. Luni a fost o zi neagră. Luni a fost record de decese. 60 de decese. Avem din ce în ce mai puține locuri la ATI. Și noi ce facem acum? Campanie electorală. Restricționată din punct de vedere constituțional, dar încă campanie electorală. Ce înseamnă? Noi am devenit... Eu, care sunt candidat, colegii mei din echipă, da? Noi devenim practic o sursă, da? Prin care nu facem decât, da? Să creștem riscul de infectare intracomunitară în București. Fiindcă mergem astăzi la dumneavoastră, după care la Vasile, la Ion, la... și așa mai departe, dăm mâna cu toată lumea, fiindcă lumea dă mâna cu tine, adică ce-i spui? Stai la 2 metri, dar nu vrea, dar vine. Eu chiar le spun. Soția mea e însărcinată, vă rog frumos, mi-e frică efectiv să nu aduc ceva acasă. În același timp, îmi dau seama, văzând numărul de cazuri, că situația nu este în regulă. Iar această campanie, din punctul meu de vedere, nu trebuia să existe. Fiindcă noi nu suntem decât niște promotori în acest moment a virusului COVID prin toate acțiunile pe care le facem. Să vedeți la alegeri absenteism. Acum. Da. Al doilea lucru care, din punctul meu de vedere,
îngrădește un drept constituțional în acest moment este frica. Da. Păi când vreodată sub o stare generală de frică, tu ai o campanie electorală în care până la urmă ți este și frică să te duci la vot. Mie lucrul ăsta, din păcate, îmi amintește de vremuri de mult apuse în istoria omenirii și sper că acolo să și rămână, fiindcă nu poți să te duci la alegeri, fiindcă ți este frică să votezi. Păi, mie mi se pare lucrul ăsta deosebit de grav. Deci este o altă chestiune. 3. O să fie un absenteism la nivel exact. Foarte mare. Și atunci, cum ne permitem noi, sau cum își permit cei care ne conduc, să organizeze alegeri în stare de alertă, care de fapt este doar o stare de urgență mascată, în proporție de 90%, când Constituția spune că în stare de urgență n-ai voie să organizezi nici alegeri, nici campanie. Păi de asta e motivul. Acum, avem un oraș cu, nu știu, 100.000 de oameni cu drept de vot, da? Vin la vot 20 sau 30.000 de oameni, dintre care este un primar cu 25%. Da, vorbim de legitimitate. Păi noi despre ce vorbim? Tu ajungi să conduci destinele acelor oameni cu o susținere de 7% din populație, de fapt, asta mi se pare marele, marele blat, despre care am și spus, am scris. PSD, marele PNL, blat, mai ales, exact, când ei acum au avut un moment de entuziasm politic. Sau alalter, Victor Ponta a postat ceva pe Instagram și chiar i-am dat like și chiar vreau să vă și arăt. Da, adică chiar este o poză care cred că reflectă situația din România și da, dacă uitați, dacă poate să strângă puțin, da, dacă poate să mai strângă mai, puțin, mai dacă să strângă puțin imaginea, puțin mai mare, o să vedeți, e un da. Este roletă rusească cu exact, plunci, exact. PSD și cu PNL. Fix asta exact se întâmplă, adică, da. În clipa în care două partide mari acaparează întreaga scenă politică și le convine lucrul ăsta, sau câștigă unul, sau câștigă blochează celălalt. Orice blochează orice apariție din colaterală. Da, se numește concurență neloială. Exact. Asta se întâmplă colac peste pupăză, peste faptul că noi care suntem mai puțin cunoscuți, n-avem voie meeting-uri. Da? Noi care suntem mai puțin cunoscuți, n-avem voie la televizor de multe ori, că e embargo, știți cum e în țara noastră. Bun. Și atunci, eu cred că este o campanie rușinoasă aceasta. Faptul că guvernul ne obligă să ne expunem, îmi cer scuze, viața până la urmă, atât nouă, cât și a oamenilor cu care ne întâlnim, fiindcă nu știu cu cine m-am întâlnit mai devreme și până când aflu eu dacă am COVID sau nu, cu câți oameni mă văd, mai ales în campanie electorală. Cred că este neconstituțional, vă spun sincer, să organizăm alegeri și campanie în stare de alertă, care de fapt e o stare de urgență mascată. Am înțeles. Și lucrurile astea mie mi se par deosebit de grave. Adică lucrurile astea ne restricționează foarte mult și ne îndepărtează foarte mult de la problemele reale ale țării. Și de ce credeți că nu le amână? S-a vorbit, fiindcă stau bine în sondaje în acest moment, fiindcă se bazează pe o prezență foarte mică ca să facă un scor foarte mare. Exact. Despre asta este vorba. Așa este. Dar mai suntem și noi tinerii din țara asta care vrem să nu facem. Nu vă dă nimeni nicio șansă. Nu ne dă nimeni nicio șansă. Nu vor nicio să dea. Șansă. Gândiți-vă în Parlament și scuze că vă întrerup. Când vin oameni tineri în Parlament, cei care au 5-6 mandate la activ, pur și simplu îi tratează într-un stil așa de flegmatic și doar să mai crezi, să mai studiezi, pentru că ei se bazează pe o experiență, zic eu, nu profesională. Că nu au participat la vreun concurs, ca să spui, domne, sunt atât de bun încât îmi merit locul de deputat sau de senator. Și experiența faptului că regulamentele camerelor nu prea suferă multe modificări, e un statut al deputaților și senatorilor și în cel mai mult și-au făcut această tendință de gașcă, să-i spun așa, în care nu mai există dezbateri în Parlamentul României. Au dispărut în totalitate și nu mai interesează. Da. Se votează numai în funcție de ce spune liderul de grup sau ce corect. Se stabilește în comisie. Deci, și aici accesul tinerilor ar putea da la o parte puțin din tot ceea ce înseamnă mecanismul acesta deci, lor. Ăsta e Parlamentul României. Eu încerc să le explic oamenilor că doar dacă vor veni la vot și se vor implica, putem să schimbăm ceva în țara aceasta, fiindcă, din păcate, cei care ne conduc astăzi, marea lor majoritate fac politică de peste 20 de ani, da? Din păcate, în continuare, majoritatea dintre ei au fost formați în sistemul trecut. Eu am mai spus-o și o repet.
Noi avem o Constituție pe care toată lumea o calcă în picioare, așa din păcate, este. în ultimii ani și nu se întâmplă absolut nimic. Câte sesizări au fost la curte când au avut ei în 30 de ani. Bun. N-am muncit curtea atât de mult. Eu ridic un semn de întrebare și spun, dragii mei, este corect că această Constituție este scrisă în 1991? Ok, ea a fost revizuită. Modificată în 2003. 2003 da. Pentru Adrian Năstase, cum se zice. Cum se da, zice, da? Nu, acum nu știu. Da, nu, ideea știți, așa, care, când, știți când, care a fost? Când ne spune oricine că e modificată, domne, okay. A modificat-o Adrian Năstase. S-a mandatul președintelui la 4 ani, la 5 ani, când și-a făcut planul. Dar și-a făcut planul pentru Băsescu. Da. Bun. Am înțeles. Acum, eu vin și vă întreb. Noi suntem o democrație, da? Asta vrem să fim, cel puțin ne luptăm să fim o democrație. Vrem să fim o economie de piață. Evident. Evident. Asta e cea mai, asta e cea mai important. Pe libertatea vrem să fim capitaliști. Economică. Vrem să fim capitaliști, nu vrem să fim socialiști în sens de sovietici, da? Libertate economică și liberă inițiativă, așa spune. Și acum eu vin cu o întrebare simplă, da, către toți cei care ne urmăresc. Dragii mei, oamenii aia care au scris Constituția în 1991, unde s-au născut și unde au trăit până în acel moment? Au trăit o zi din viața lor în capitalism sau l-au văzut doar la televizor? Fiindcă dacă oamenii au văzut doar capitalismul în filmele americane și au ascultat pe radio Europa Liberă, nu știu ce, băi, nu e suficient. Adică au trecut peste noi 30 de ani de tranziție. Și poate, inclusiv în Constituție, este timpul ca următoarea generație de după comunism și după Revoluție să vină și să se gândească, domne, toate lucrurile alea sunt perfecte? Noi credem că nu. Eu personal cred că nu. Deci eu cred că avem nevoie de poate o nouă Constituție. Normal. Avem nevoie cu siguranță de un moment T0 în societatea românească. Și am sperat că o să vină și sper că totuși o să vină, să apuc să mă bucur și eu de el, în sensul în care se va încheia războiul ăsta român-român, așa cum este foarte bine denumit și cunoscut, da. Și să fie un nou început. De ce când am început proiectul, am propus două chestii. Unu, și am fost, sunt două chestii pe care le-am și măsurat după aia în sondaj. Când am pornit cu proiectul PSL, prin mai multe propuneri am spus, vreau să reintroduc armata obligatorie. Dacă nu vreți să faceți, băieți, armata obligatorie, mergeți la voluntariat 6 luni. Evident. De ce? Armata obligatorie și astăzi mă sună oameni dacă pot să o reintroduc. Nu știu că nu am pârghile necesare, dar mă susțin ca să fac lucrul ăsta. Fiindcă în momentul ăsta șomajul în rândul tinerilor a explodat și o să explodeze, iar armata obligatorie poate să fie ceva care să se întâmple între vârsta între 18 și 30 de ani. De ce nu? Ca un colac de salvare odată în viață pe care poți să-l ai. Poți să intri acolo într-o perioadă mai grea a vieții tale sau poți să te duci acolo efectiv dorând să-ți faci un nou cerc de prieteni sau să faci noi contacte sau până la urmă să ieși cu o meserie. Fiindcă în armată poți să intri și să ieși, indiferent. Poți să ieși șofer, poți să ieși mecanic, poți să ieși foarte multe meserii pe care ți le atestă armata și sunt recunoscute după aceea și în societate. Cred mai mult decât oricând că ar trebui să reintroducem armata obligatorie, nu un an cum era, măcar 6 luni, măcar să înțelegem ce înseamnă dragoste de țară, ce înseamnă patriotism și să fim pregătiți oricând să ne apărăm țara în orice situație. Lucrul ăsta, faptul că nu mai există în România, este o pierdere foarte mare pentru toți. Da, s-au desfințat foarte multe unități militare. Nu contează. A scăzut numărul cadrelor din armata. Bineînțeles. Română. A fost totul făcut în mod nevoit. Specialiștii au nevoit. Fost determinați să iasă la pensie prin acele salarii compensatorii. Sau dar a fost făcut totul voit. Da, bineînțeles. Deci, aderarea la NATO, iată că voința n-a adus, politică, domne, voința da, politică, politică normal. A dus aici. Voința politică poate să întoarcă situația. Într-un sens pozitiv. Deci nu de-aia cum erau pe vremuri, domne, mă, nu vreau să mă duc la armată să spăl WC-ul cu periuța de dinți. Nu despre asta este vorba. Corect. Suntem astăzi membrii NATO. Suntem membrii NUE. Și atât. Avem în clipa asta... În linie asta, de politică externă nu s-a mai întâmplat nimic. Schengen, asta, cumva, asta este o altă discuție. Eliminare de nu. În mod normal, asta este una dintre marile nedreptăți care se da, face așa astăzi. Așa este. Nu. Schengen. Da. Mediului de afaceri românesc este spațiul Schengen. Așa de ce? E. Fiindcă odată ce nu ești în spațiul Schengen, tu, mic antreprenor, mică companie,
ți este mult mai greu să devii competitiv în spațiul Schengen, fiindcă tu până acolo ai birocrație și în anumite cazuri și taxe și impozite, dar în principal ai birocrația, ai timpul, ai costul cu logistica mult mai ridicat decât cei care se află acolo și prin urmare devii mai puțin competitiv. Și lucrul ăsta nu se resimte la companiile mari care își permit la volumul de lucru să acopere lucrul ăsta. Lucrul ăsta se resimte cel mai mult la companiile mici. Da, aș vrea totuși să vă întreb ceva. O întrebare, zic eu, mai delicată. Da. În perioada cât a fost ministru pentru mediul de afaceri, se discută, nu în perioada dumneavoastră, la modul general, că România, după intrarea în Uniunea Europeană, 2007, hai după 2010, mai pregnant, în perioada în care ambasadele anumitor state și-au permis să se amestece în treburile interne ale României, și mă refer la Statele Unite, Franța și multe alte ambasade. Eu am fost unul dintre singurii care întreb atât. Se spune că România merge pe două axe, sau practic răspunde. Da. Nu merge, că dacă ar merge ar fi bine. Răspunde, cum să spun, ordinelor primite pe două axe. Axa București-Washington și axa București-Uniunea Europeană, de fapt București-Berlin. Da. În momentul în care ați încercat să promovați idei care să ducă, bineînțeles, la sporirea mediului de afaceri în România, ați observat prin diverse modalități că au intervenit amestecuri ale celor două axe, indiferent care s-ar fi preconizat ele pentru promovarea unor interese ale unor multinaționale, în mod special. Aș spune mai degrabă că există o stare mai degrabă ce să nu faci, de fapt, ce să nu faci împotriva unui parteneriat strategic decât să favorizezi. Nu, deci a fost ca și instruire, ca și stat în care noi ne aflăm într-un parteneriat strategic foarte important cu Statele Unite. Exact. Sunt niște conduite ca și ministru pe care le respecti și intern și extern, ca să nu ieși din zona parteneriatului. Aici, asta, să fim sinceri, președintele mergea pe axa Berlin, Merkel, guvernul mergea pe axa Statele Unite și țineți minte așa. Când vreau să mutăm ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, ce discuție s-a ivit acolo, pentru că președintele consideră că politica externă este dirijată de el și niciun caz guvernul care, potrivit Constituției, este cel care asigură realizarea politicii interne și externe a țării, președintele fiind decât reprezentantul. Nu. Ideea este așa. Ideea este în felul următor. Trebuia coabitare atunci? Ca să nu spunem lucrurile decât cum sunt ele pe bune. Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă și înainte și domnul Dragnea au fost pro acestei, de fapt, chemări venite din partea lui Bibi Netanyahu, primul ministru a Israelului, ca țările prietene, da? Odată cu mutarea ambasadei de către Statele Unite. Deci nu ai mutat voi primii. Sigur. Da? Cei care sunt în zona de parteneriat strategic să susțină mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Și atunci, un act administrativ, să fim sinceri. Deci, și atunci știu că atât Liviu Dragnea, cât și Viorica Dăncilă au susținut acest lucru. Da. Și din punctul meu de vedere n-au greșit cu absolut deloc. Chiar era o chestiune simplă de făcut și întăreai foarte mult relația cu Israelul. Exact. Acum, în Constituție totuși, responsabil de semnătura cu mutarea ambasadei în sine, era domnul președinte Klaus Iohannis. Da, actul a fost semnat de tot miniștrii, dacă nu mă știu. Nu contează. Dar a produs efecte juridice. Deci, din nou, nu are nicio importanță. Și atunci, președintele Klaus Iohannis, probabil, sau n-a fost consultat cum trebuie, sau nu i s-a prezentat, sau pur și simplu nu a dorit, da? Sau poate pe axa Germania-Berlin, nu s-a dorit, cu toate că, repet, n-avea cum să Germania are toate motivele din lume. Germania are toate motivele din lume să mute ambasada la Ierusalim. Și atunci, deci nu văd din chestia asta, adică nu vorbim de o chestiune existențială pentru statul evreu-israelian, cum îl știe lumea. Normal. Deci nu era o problemă pe această speță. Pur și simplu era vorba de războiul român-român, exact. În care nouă ne place să zică aia de afară, băi, ce oameni buni sunt ăștia, și după aia să zică, nu sunt serioși. Și într-o parte și într-alta.
Deci lucrul ăsta pe noi și faptul că ai spus-o și o spun de foarte mult timp, că nu avem politică externă. Exact. Avem o problemă constituțională aici. În momentul în care atribuțiile președintelui, el e șeful suprem al politicii externe din România, dar el nu are puteri executive. Nu, el e reprezentantul statului român. Da, dar problema este așa, problema este alta. Dacă eu am un președinte care vine de la PNL sau de la PSD, nu contează, și am un guvern care e de la invers, PNL sau PSD, și nu există o colaborare între președinte și ministrul de externe, nu există absolut nimic, fiindcă ministrul de externe poate să se ducă să vorbească să nu știu ce și președintele zice, nu, nici vorbă, nici nu m-am gândit la așa ceva, nu sunt de acord. Sau poate să se întâmple invers, președintele să dorească să facă așa și ministrul zice, eu nu mă ocup să implementez. Deci problema este că decizia în orice stat, care în mod normal așa trebuie să fie și România, o republică parlamentară, ne-ar fi fost mult mai bune. Da. Dragule, ai majoritate în Parlament, poftim fi prim-ministru, câți ani vrei tu? Cum este în Ungaria? Da? Viktor Orban este premier. Da. Este premier cu puteri depline. De aia merge Ungaria mult mai bine decât România. De aia Ungaria are o politică externă și România nu are. De aia Ungaria contează în jocurile regionale și România nu. Face parte și din grupul de la Vișegrad, ceea ce noi n-avem acces. Dar nu mă deranjează. Noi suntem o piață mai mare decât ei. Suntem aproape triplu față de ei ca și număr de locuri. Despre ce este vorba? Adică lucrul ăsta trebuie modificat din Constituție. Atribuțiile pe zona de politică externă a trebuit să fie la prim-ministru pe care să le delege la ministrul de externe. Aici așa e. Funcționează. Dar nu este așa. Pentru că eu vă spun în realitate spun. Că nu este în așa. În realitate poate. Dar în Constituție, atât vă spun, e un articol 91. Și cu asta încheie ca să revenim la problemele legate de București. Președintele României încheie tratate internaționale în numele României, negociate de guvern, și le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Da. Înainte, în 1991, era 60 de zile. Totodată, celelalte convenții, tratate sau acorduri, se încheie în forma și cu procedura prostă de lege, adică legea 590 pe 2003 privind tratatele. Președintele României acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României în străinătate și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Atât. Face președintele, în timp ce, repet, la 102 spune clar, guvernul, potrivit programului mai este o problemă. Aprobat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării. Vă rog. Încă o întrebare. Da. Eu fac politică. Bineînțeles. Eu știu că răspunzi de obicei în fața celui care te numește. Care mă numește pe mine aici? Ministru. Sunt director de direcție. Bă, răspund în fața domnului ministru. Sau mă numește premierul. Răspund în fața... Sau tot așa. Ambasadorii sunt numiți de președinte. La propunerea ministrului de externe. La propunerea ministrului de externe, cu avizul comisiei. Dar nu mai contează. Da. Că eu, tu ești ministrul de externe. Pe cine vrei să pui tu ambasadorul ministrului? Pe Popescu. Exact. Sună-mă. Da, așa e. Da. Vorbim. Ți-l ține 3 luni și ți-l respinge. Deci nu merge fără un consens. Așa este foarte clar. Așa este. Fără o înțelegere. Iar înțelegerea asta, din păcate, atâta timp cel puțin cât am fost eu la guvernare și cât a fost PSD-ul la guvernare, nu a existat un consens cu domnul președinte Iohannis în ceea ce privește politica externă a României. Și lucrul ăsta, cred că și președintele știe lucrul ăsta, este în defavoarea țării, dar a fost declarat într-un război deschis cu PSD-ul și atunci și el, asta este. El și nu știe să facă altceva decât PSD-ul, deci, PSD-ul. Eu cred că în acest moment, sincer, domnul președinte Klaus Iohannis se află, să spunem, în punctul de maximă putere în statul român. Este, a trecut aproape un an de la câștigarea celui de al doilea mandat. Are guvern PNL 100%, ceea ce n-a avut. Deci când a fost ales dânsul, l-a avut prim-ministru pe Victor Ponta. Da, 2014, deci așa mă rog. Așa este. După care l-a avut prim-ministru pe Cioloș. Adică are guvernul său. Exact. După care l-a avut pe domnul Cioloș, care de fapt nu a și s-a și văzut. Cioloș, când a fost chemat la PNL, a zis: "Stați un pic, am puțină treabă și îmi fac partidul meu." După care acum este guvernul dânsului. Dar mă rog, a avut pe Grindeanu, pe Tudose și așa mai departe, care n-au fost premier de casă, ca să zic așa, au fost veniți din partea PSD-ului. Și acum, când a avut guvernul său, la foarte scurtă vreme după, a venit pandemia.
E voia alegerea anticipată, știm bine. Este clar că vrea alegerea anticipată, fiindcă vrea să se bucure de încă 4 ani de... Exact. Deci, lucrurile, după cum vedem, întotdeauna nu stau cum vrem neapărat noi. Și cred că în momentul ăsta, și o spun foarte serios și am și postat astăzi pe Facebook, cred că în acest moment trebuie să ne trezim la realitate. Toți suntem români, toți, unii mai buni, alții mai răi. Cred că, în principal, sper și mă rog la Dumnezeu ca toți oamenii care fac politică de top în țara asta să țină în primul rând cu țara. Și cred că o să se întâmple din ce în ce mai mult, fiind eu și alți oameni și vin tineri și până la urmă cei care vin acum nu vin, n-au niciun interes. Nu vin la Ciolan, vin să facă treabă. Tinerii care real acum fac primii pași în politică și nu sunt fii cuiva sau puși de nu știu care sau săgețile așa, sunt oameni care real se sacrifică pentru această țară și eu văd munca pe care o depun colegii mei din partid. Noi vom fi cei care vom schimba. Eu cred că și în generația actuală sunt politicieni și am avut suficient de mulți colegi în PSD inclusiv, da, și în PNL am cunoscut oameni care realmente pun interesul țării pe primul loc. Dar nu este suficient, suntem încă mult prea puțini, iar noi nu vom înceta să pierdem. Că noi pierdem în fiecare zi, pe lângă faptul că ne împrumutăm acum cu 1000 de euro pe secundă, ceea ce asta e situația la niște dobânzi aberante. Asta e prima etapă, ne așteaptă și femeiul anul viitor. Noi nu înțelegem că atâta timp cât nu va exista un consens pe un nou plan de țară, pe o nouă Constituție. Și cu asta am spus și am deschis mai devreme, am spus că atunci când am pornit la drum cu PSL-ul, am testat două idei. Armata obligatorie și schimbarea imnului, fiindcă am spus, domne, nimeni nu știe imnul. M-am dus și am zis, domne, zi-mi și mie imnul, nu știu imnul, domne, nu știu imnul, nu știu ce. L-am analizat, l-am studiat. Textul este din 1848, din perioada aceea. Și am zis, nu este, adică nu mai suntem nici înconjurați chiar de atât de mulți dușmani, și nici de tirani, și nici nu știu ce. Parcă ar fi nevoie de un nou suflu. Parcă ceva care, adică am fost 2 ani acum plecat în Statele Unite. Fata mea știe imnul Statelor Unite, pă de rost, mi spune oricând, oriunde, așa. Am fost, m-am interesat. Oameni buni, știți imnul? Nu. Și am vrut să testez două chestiuni. Sunteți de acord cu modificarea imnului și sunteți de acord cu introducerea armatei obligatorie? La armată obligatorie am zis, stai să vezi ce mă înjură lumea acum. Sigur, 85% îmi zic că să nici n-audă de armată obligatorie. Vine sondajul, 75% dintre români vor reintroducerea armatei obligatorii, mai ales părinți, mai ales generația mea care au acum copii, că vor să primească o instruire în plus, un cadru, un mediu. Și în ideea de patriotism este strâns legată. Spune, zic im, domne, și am zis la im, să vezi că sigur lumea vrea să schimbă imnul. 80% nu vor să schimbă imnul. Și atunci am înțeles, băi, românul este foarte posesiv într-un anumit fel, adică nu cunoaște foarte bine imnul, nu îi se pare cel mai bun imn, bă, dar asta e, nu-l schimbăm. Deci am fost absolut surprins, fiindcă eu am crezut că la imn va fi o dezbatere și poate lumea vrea un nou suflu, un nou imn. Și m-am gândit cu armata obligatorie, bă, poate o idee proastă a mea și să văd cât de proastă e. Și se pare că ideea cu armata obligatorie a fost o idee foarte bună. Astăzi, dacă măsurăm în societatea românească, ăsta este numărul, cifra. Peste 70% în condiții de armată civilizată, da? Adică în condiții moderne, și-ar trimite copii sau s-ar duce 6 luni sau un an de zile în armată. Foarte bună idee. De când oamenii nu vor să schimbe imnul. Și atunci, bă, dacă nu vrem să-l schimbăm, măcar să-l știm, să-l iubim, să-l respectăm. Adică despre asta este vorba. Asta sunt lucruri care s-au pierdut foarte mult. Ne-am străduit în ăștia 30 de ani să devenim europeni și am pierdut valorile noastre naționale. Da, de asta vorbeam complet. De identitatea națională. Din păcate că tot vorbim despre Constituție. Vorbim despre identitatea națională atunci când se referă articolul 7 la românii din străinătate. Știți foarte bine că avem circa 5 milioane de cetățeni români plecați în străinătate, da, din diverse motive, da, și numai 800 de mii de cetățeni români posesori de pașapoarte CRDS. Nu credeți că în condițiile în care această forță a identității naționale ar putea, eu știu, să fie exprimată cu mai multă nonșalanță către românii din străinătate, ar fi benefic pentru statul român? Deși nu mai spune nimeni că ei s-ar întoarce, că n-ai ce să le oferi. Dar spun eu că s-ar întoarce.
Eu am făcut un studiu. Aveți, okay, am un studiu realizat. Chiar în perioada în care am fost ministru și chiar unul dintre oamenii care mi-au atras atenția a fost chiar Dragoș Anastasiu. Ok. Și am avut câteva discuții cu el. Am văzut niște cifre și ideea este că din românii care sunt plecați astăzi din țară, jumătate dintre ei s-ar întoarce în România în următorii 3-5 ani de zile dacă ar avea un cadru legal. Mai bine situația românilor din Germania sau la modul general? Este la modul general. Okay. Este la modul tuturor românilor. Noi avem astăzi foarte mulți români în Italia, în Spania, mai mulți în Italia, Marea Britanie. Așa, da? Este. Astea sunt primele trei. Și Germania după aia. Deci, da, așa este. Italia, da. Spania, Marea Britanie, așa este, Germania. Asta e Udina. Țineți minte și la pandemie cum a fost. Da. Când da, dar da, mai da, discutăm că... Și acum... Eu am venit și am propus, în vremea că încă eram în guvern, un draft pentru o lege a repatrierii. Fiindcă, crescând în Israel, da, o perioadă bună din viața mea, am văzut cum funcționează repatrierea. Că foarte mulți veneau din fosta Uniune Sovietică și așa mai departe, din Europa. Știți că a fost perioada aia, anii 80-90, în care au venit masiv evrei din Europa către Israel. Și am văzut întregul proces de integrare, cum se întâmpla chiar în jurul meu, crescând, sosind copii noi și așa mai departe. Și mi-am dat seama că este un efort uriaș din partea statului să integreze cetățenii și să aducă evrei către singurul stat evreu din această lume, către Israel. Și am venit, am studiat foarte clar legea repatrierii din Israel și am încercat să vin cu o variantă adaptabilă meleagurilor noastre mioritice. Și o chestiune care s-a bucurat de foarte multă atenție celor care am propus proiectul, a fost un proiect din proiectul ăsta de lege cu anumite drepturi, cu facilități fiscale, cu o sumă pentru repatriere. Am trecut acolo inclusiv reintegrarea, școlile urmau să devină after school-uri pentru reintegrarea copiilor care nu vorbesc astăzi limba română. Am trecut un program acolo care se numea Prima Casă Diaspora. Care însemna fix programul Prima Casă sau cum se numește acum, Noua Casă, a o casă și o familie, a 15-a casă. Noua Casă, Noua Casă. Mă rog. Vine un nou ministru, îi zice din prima casă a 7-a casă, a 9-a casă, o casă și o familie, două case și da, schimbă de câte numere, așa este. Ideea este așa, un credit garantat de statul român în proporție de la 50% cu un avans cât mai mic. Că de fapt asta era ideea, că nu avem bani să dăm 20% avans, nu avem bani să dăm 30% avans ca la un credit normal. Dar cum era prima casă, era cu 5%. Acum noua casă pe care a propus-o, cine a propus-o acum, este undeva de la 15% și de fapt poate să-și ia toată lumea. Păi stai puțin, că noi discutam de oameni care, de obicei tinerii căsătoriți, cupluri la început de drum sau oamenii care încep o carieră, n-au mai avut o proprietate, hai să-i susținem cu o garanție din partea statului român. Păi ce eu fac? Dau garanții unuia care are 15 case și mai vrea să-și ia și pe a 16-a. Ăla să apeleze totuși la un credit normal, de pe piață, nu un credit garantat de stat. Asta e altă discuție. Da. Din păcate, mai avem decă vreo 6-7 minute, n-am vorbit nimic despre București. Da. Dacă vreți, continuați cu ideile astea, cu promisiunea când veniți săptămâna viitoare. Cu siguranță sau peste două mă și discutăm. Dar să stăm vreau, două ore atunci, vreau să spun așa. De ce v-ați scris în lupta pentru București? Repede. Da, foarte repede. Da, cum veniți. În acest moment eu sunt conștient de șansele mele pe care le-am real, în mod real, real să câștig primăria. Noi discutăm aici între doi monștri sacri, ca să zic așa, pe două parte, că sunt susținuți de două partide mari, așa se zice în sport, monștri sacri, exact. De Gabriela Firea și Nicu Șordan. A intrat marele monstru sacru, ca să zic așa, Băsescu, care, sincer să fiu, a creat un cutremur și mai ia devine, din votul lui Firea către ăsta, asta e. Deci, eu știu că o să fac un procent bun raportat la faptul că am pornit proiectul în luna ianuarie și faptul că acum o lună de zile nu aveam partid și că exist și că sunt aici. Dar vreau să mă folosesc de acest timp pe care l-am pentru a da soluții crizei economice cu care se confruntă Bucureștiul. Și unul dintre... Sunt mai multe direcții, am și spus-o. Nu o să intru acum în detalii de, nu știu, de hidro, de termo, de infrastructură, rutieră, feroviară și așa mai departe, că n-are sens să intru eu, nu mai zic de zona sanitară și lupta COVID. Eu am o expertiză pe zona economică. Eu știu că Bucureștiul în acest moment este extrem de afectat de criza economică în care trăim. Ea este trecută de către noi toți pe plan secund, fiindcă viața primează și atunci, domnule, mă îmbolnăvesc, nu mă îmbolnăvesc, mă ia, am simptome, n-am, mai rău, mai nu știu ce, ajung la ATI, n-ajung. Nu te mai gândești că business-ul, că ratele la bancă, că... dar lucrurile astea
din păcate, în fiecare zi devin din ce în ce, în ce în ce mai mari și din ce în ce mai complicate. Avem astăzi peste 1 milion de șomeri, pe date reale, nu pe cifrele oficiale, da. O să vedeți că o să crească până o să ajungă unde vă spun eu. Vom ieși din starea de alertă cu peste 1.200.000 de șomeri în România. Avem peste 120.000 de IMM-uri care și-au închis porțile de la începutul pandemiei și până acum, iar marea majoritate dintre ei nu vor mai deschide porțile după ce vom ieși din starea de alertă. Intrăm într-o criză economică fără precedent. Deci criza din 2008, 2009, 2010 a fost o criză mică, a fost o criză ușoară față de momentul ce și ce urmează. Așa e. Prin urmare, eu am spus că noi trebuie, iar eu am obligația să-mi concentrez tot efortul ca pentru capitalul autohton românesc, pentru patronii români, pentru antreprenorii români să fie o criză cât mai ușoară. Și atunci am venit cu un set de măsuri. Unul dintre ele, ca și exemplu, este crearea programului Startup București, prin care, într-un termen de 4 ani, îmi doresc să finanțez 10.000 de companii, așa cum am făcut Startup Nation, fix la fel, ușor de făcut, crearea de 2 locuri de muncă, primești un grant de 44.000 de euro și devii un motor în economie. Din prima zi plătești taxe, impozite la stat, taxe pe salarii, stat de plată și așa mai departe, TVA-uri și statul începe și colectează. Te-am scos din șomaj și te-am adus în antreprenoriat. Este o rețetă pe care pot să o replic deja cu succes la nivelul Bucureștiului și ar avea un impact uriaș, s-ar crea 30.000 de locuri de muncă în București și acest program ar putea să devină cel mai mare angajator din București. Deci asta este o idee. 2. Avem nevoie de un program de conștientizare pentru consumul producției interne. Una dintre problemele noastre în acest moment este creșterea balanței comerciale, creșterea deficitului bugetar este unul uriaș și fără precedent și scăderea PIB-ului este de peste 10% comparabil cu ce s-a întâmplat în trimestrul trecut și anul trecut chiar 12%. Și acum, în termen real, un deficit bugetar 8%, un deficit de 8% cu o scădere de 12% înseamnă 20% pierdere în PIB. La criza din 2009 am pierdut 7% din PIB, atât, în termen real. Deci este criza aproape de 3 ori mai adâncă. Lucrul ăsta se va vedea începând din această iarnă și foarte puternic anul viitor și cred că anul viitor va fi un an foarte, foarte complicat. Din acest punct de vedere, 95% din companiile din România astăzi sunt IMM-uri. Sunt companiile care angajează peste 60% din toți angajații din România sunt angajate de companii mici și mijlocii. Multinaționale reprezintă câteva procente, dar angajează și ele la rândul lor 40 ceva la sută sau ceva de genul acesta. Ideea este că în termen de plăți către stat, da, acest grup mic plătește impozite mai mari decât multinaționalele. Deci, impozit pe profit plătit de companiile mici din România este de 3 ori mai mare decât impozitul pe profit plătit de multinaționale. Asta înseamnă că multinaționalele nu plătesc suficient de mult profit în România, este o discuție cunoscută. Dar ceea ce trebuie noi să facem pentru capitalul autohton, care angajează majoritatea românilor astăzi, sunt inclusiv măsuri de scutire de taxe și impozite. Sectorul Horeca avem nevoie de o întreagă gândire pentru a-l scoate din situația în care este. Eu am propus ca la București, din bugetul total de achiziții publice ale Primăriei Generale, să alocăm 50% doar către IMM-uri cu capital autohton, fiindcă vin companii mari, se înscrie la o licitație, fiindcă licitația e făcută de așa natură încât tu sau eu care avem o companie mică să nu putem să o câștigăm. Dacă nu suntem o companie... Vă gândiți și la faptul că totuși Consiliul General este cel care votează proiectele și ar trebui, cel puțin când vorbim despre proiecte, în interesul cetățenilor, ceea ce dumneavoastră practic veți face, trebuie mai bine promovate ca să n-aibă capacitatea asta de a se uni în a nu vota ceea ce e bun. Că știți că depinde deci, de ei în mare parte. Din nou, eu înțeleg că la Consiliul General, vrei nu vrei, există o majoritate. Așa e. Că e împotriva ta ca și primar sau e în favoarea ta ca și primar. Dar nu poate fi împotriva cetățenilor. Asta e important. Este o majoritate. Da. Faptul că cetățenii au avut de suferit din cauza faptului că foarte mulți ani la rând în București a fost un primar cu altă majoritate, deja știm lucrul ăsta, suntem trecuți prin așa ceva. E. Eu dacă aș reuși să intru în Consiliul General,
M-aș bate pentru funcția de viceprimar, fiindcă mi-aș dori eu să aibă București un viceprimar ca mine pe zona economică. Fiindcă nu m-aș băga pe sănătate, corect, nu m-aș băga pe educație. Bun. Aș spune, felia aceasta economică, să aduc investiții străine în București, să susțin capitalul autohton, să vin și să aloc o sumă importantă pentru dezvoltarea unui ecosistem a IMM-urilor în relația cu Primăria Capitalei și așa mai departe, știu să le fac. Programe pe cum Startup București, știu să le fac mai bine decât altcineva. Fiindcă... În 50 de secunde un mesaj către electoratul din București. De ce să voteze Ilan Laufer, primar general al municipiului București? Este un răspuns foarte simplu, fiindcă cred că am capacitatea, mai mult decât toți ceilalți contracandidați mei, să livrez proiecte benefice pentru București, să repar greșelile care s-au făcut în București și să fac curățenie generală, așa cum îmi place să spun, fiindcă, din păcate, inclusiv în cadrul Primăriei Capitalei, cred că stau astăzi foarte mulți oameni care sunt angajați, consumă banul public și nu fac mare lucru. Eu, dacă aș veni, aș face curățenie generală și oamenii toți ar munci pentru cetățeni din prima zi. Despre da. Asta este vorba. Okay. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Din păcate, timpul a expirat. Sper să reveniți cât de curând în platoul Capital TV. Bună seara! Revenim cu partea a doua după un scurt moment de publicitate. Mulțumim! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mulțumim. Mă numesc Iovici Teodor Victor, sunt președintele Partidului România Mare și doresc să vă prezint echipa care va candida la București. Mă numesc Nănău Ileana Daniela, sunt absolventă a Institutului Politehnic București, sunt antreprenor român și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de primar general al Capitalei. Mă numesc Remus Mamoc, sunt de profesie manager sportiv și candidez pentru funcția de primar al sectorului 1 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Petre Spărleanu, ofițer în rezervă, antreprenor, patriot și voi candida din partea Partidului România Mare la funcția de primar al sectorului 2. Mă numesc Ștefan Corneliu, sunt de profesie jurist și candidez la primăria sectorului 3 pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Alina Simeon Dan, sunt de profesie economist, antreprenor român. În momentul de față sunt consilier local la sectorul 4 din București și candidez pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Uricheanu Adrian, sunt profesor universitar și candidez în funcția de primar la sectorul 5 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Daniel Tulugea, sunt de profesie jurist și candidez la funcția de primar al sectorului 6 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Gabriel Popa, sunt absolvent al Universității Politehnică București, cunosc limba engleză și limba germană, sunt profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier la Primăria Generală a Municipiului București. Sunt Marieta Ungureanu, economist, antreprenor și mediator. Candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Loredana Adriana Voina, sunt profesor și antreprenor și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Corvin Ariciuc, sunt de profesie jurnalist și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Andrei Șomănescu, am absolvit Facultatea de Business și Turism în cadrul Academiei de Studii Economice din București și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier în cadrul Primăriei Capitalei. Mă numesc Prăleanu Cătălin Alexandru, sunt licențiat în drept, specializat în drept comercial român și drept comercial internațional. Sunt antreprenor român, cunosc limba greacă și limba germană. Doresc să candidez pentru funcția de consilier la primăria sectorului 2 din partea Partidului România Mare.
Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență.
Am revenit în studio, stimați telespectatori, partea a doua emisiune, Egalitatea în politică, dezbateri electorale, sunt Titi Sultan, după cum vedeți. Schimbăm registrul tactic în partea a doua emisiune, în sensul că am un nou invitat, este vorba de domnul Sebastian Popescu, este președintele Partidului Noua Românie, fost candidat la alegerile prezidențiale anul trecut, obținând un scor foarte bun, o să vă spună și în ce context. Însă mai vreau să fac o precizare, care n-am apucat în prima parte să o fac, fiindcă a fost o discuție deosebit de dinamică, cum va fi și cea din această parte a doua, pentru că o să vedeți, domnul Sebastian Popescu este o reală certitudine pentru ceea ce înseamnă viitorul politic al României. Este un tânăr de mare perspectivă și o să vă dați seama de ce. Însă mă raportez puțin la ceea ce vorbisem în prima parte și o să dezvolt cu domnul Sebastian Popescu, fiind și medic de profesie, pentru că în contextul în care s-a instituit starea de urgență și apoi a fost prelungită, acum aflându-ne într-adevăr în stare de alertă, însă ne-am raportat la o dispoziție constituțională, pentru că a vorbit de restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți. Și anume, la articolul 53, exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, a moralei publice, desfășurarea instituției penale, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, prevenirea răspândirii unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav. Însă, restrângerea trebuie să fie dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, măsura nu poate fi aplicată în mod discriminatoriu și nu poate aduce atingere existenței drepturilor sau libertății. De aceea, profitând de faptul că domnul Sebastian Popescu este medic, dar bineînțeles dă cuvântul și despre ce a însemnat anul trecut prezența la campania electorală și ulterior la alegerile prezidențiale, unde a obținut un scor, veți vedea, foarte bun, în anumite condiții, nesustinut din punct de vedere financiar de nimeni, dar o să vă explice dânsul, să-i dau cuvântul, urmând apoi să ne explice opinia dânsului despre pandemie și apoi, în mod evident, despre ceea ce vrea să facă în București, pentru că, după cum știți și cum scrie acolo, domnul Sebastian Popescu este candidat din partea Partidului Noua România, al cărui președinte este, pentru funcția de primar general al capitalei. Vă doresc de acum succes și vă dau cuvântul. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că ne revedem și în 2020. Sunt multe subiecte pe care trebuie să le dezbatem, să încerc să fiu foarte scurt, foarte la obiect și concentrat pentru telespectatorii Capital TV să poată să urmărească aceste detalii. Să încep cu o scurtă introducere. Anul trecut am candidat la prezidențial, am fost cel mai tânăr candidat la președinție din istorie. Mă mândresc cu acest lucru și fără să am susținere financiară, așa cum a spus și dumneavoastră, fără să am în spate partide mari, alianțe sau oameni potenți financiar, mai exact cu 0 lei, fără afișe, fără flyere, fără materiale electorale, doar cu câteva apariții la TV și radio, am reușit să conving românii cu vorba curată să mă voteze. Și am primit la final 30.850 de voturi. Vreau să văd dacă cineva din România peste 4 ani va reuși să doboare acest record cu 0 lei, să obțină mai multe voturi decât am obținut eu. Pentru că aceste voturi pe mine m-au responsabilizat și mesajele care au venit împreună cu voturile, nu au fost doar voturi și atât. În ziua votului am fost efectiv copleșit de câte mesaje, sute de mesaje pe Facebook, telefon, e-mail primite de la oameni din toată țara pe care nu-i cunosc majoritatea dintre ei. Au fost niște mesaje extrem de emoționante. Pe mine m-au responsabilizat să continui această luptă, această bătălie. De aceea astăzi mă aflu în această seară în platoul Capital TV în calitate de candidat la Primăria Generală a Municipiului București. Să continui lupta, să continui această susținere. Foarte mulți îmi spun să nu mă las, să nu renunț, pentru că dacă și eu renunț, în cine să mai aibă, să-și mai pună speranța. Două mesaje am să vi le povestesc de anul trecut, care pe mine m-au emoționat fantastic, venite de la cei care m-au votat. A fost o doamnă care mi-a trimis mesaj pe Facebook și mi-a spus că de 15 ani n-am mai mers la vot. Dar pentru că a aflat că eu candidez și a plăcut
ce a văzut despre mine, m-a auzit la televizor, la radio, a spus că eu am determinat-o să iasă din casă și să mă voteze după 15 ani. Frumos. Iar încă un mesaj care de-a dreptul m-a emoționat până la lacrimi, un tânăr mi-a scris că, zice, nu v-am putut vota întrucât nu am vârsta, era minor. Dar în schimb mi-am convins părinții, familia să vă voteze. Frumos. Ce pot să spun mai mult de atât? Este incredibil, rămâi fără cuvinte și când vezi că ai parte de așa oameni care nu te cunosc și au crezut în tine doar că te-au văzut de câteva ori la televizor, cum să nu lupți mai departe, indiferent de greutăți, indiferent de obstacole? Și să revenim rapid și la candidatura mea la primărie. Cum puteți lupta cu acești coloși, atât financiar cât și cu influență? Pentru că s-au format niște sfere de influență, niște în pol special de putere, pol de putere. Și o să detaliez exact. Numai Tineretul Unit ar putea face asta. Dacă aveți oameni, e foarte greu, vă spun sincer. Știu că sunt și ei dispersați. E foarte greu. Da. Nici eu nu știu de multe ori cum rezist să mențin acest partid în viață. Noi nu avem niciun fel de subvenții de nicăieri. Trăiește Partidul Noua Românie din cotizațiile primite de la membri, cei care doresc să devină membri, și din bănuții aceia ne gospodărim. Cum vedeți Noua Românie? Prin prisma, eu știu... Prin prisma celor care ne conduc acum, nu o văd deloc bine. Prin prisma noastră. A ceea noastră, ce propuneți dumneavoastră. Pentru că nu pentru București. Haideți întâi să obinem la nivel național. Și ați văzut și apoi revenim la Partidul București. Partidul Noua Românie dorește să fie o alternativă la actuala clasă politică, un laborator în care putem să creștem generația viitoare de lideri. Pentru că România aici are un mare deficit de lideri, politici adevărați. Ne uităm acum 100 de ani la cine au făurit Marea Unire. Ce oameni adevărați, ce patrioți, ce români adevărați, care și-au iubit țara ai în propria viață. Ce? Altfel nu se putea realiza Marea Unire în condițiile alea vitrege, grele. Nu vorbim ce tehnologie era atunci în comparație cu ce acum, care tehnologia din ziua de azi ne facilitează și ne ușurează viața de zi cu zi incredibil de mult. Eu am mai spus, dacă noi, românii, nu ne iubim țara și nu ne-o protejăm și nu ne-o respectăm, să avem pretenția de la străini să ne iubească și să ne respecte? Nici vorbă. Prima dată noi și apoi să cerem altora să ne respecte țara. Noi, românii, să fim uniți și să ne respectăm pe noi, în primul rând. Prin prisma Partidului Noua Românie, pentru că dacă n-ar exista în fiecare zi un mic pas făcut, o mică speranță de care să mă agăț, aș renunța și eu. Nu sunt Don Quixote de la Mancha să mă lupt cu mările de vânt, nici vorbă. În fiecare zi vine cel puțin un nou membru alături de noi. Marea problema noastră este că noi nu suntem politicieni de carieră, avem joburi, avem probleme, avem familie și timpul nostru asta este extrem de limitat. Asta ar fi șansa voastră. Dar cât putem și noi ne implicăm și acum la locale am depus candidaturi doar la București, Timișoara, Satu Mare și Comuna Alexandru Ioan Cuza în județul Iași și slavă Domnului cu toate au fost validate cu un mic hop la București, să revin să spun foarte scurt că mă întrebați de obstacole, de piedici, de neajunsuri. Am fost uluit, vă spun sincer, când pe 19 august am primit decizia Biroul Electoral Municipal București cu privire la candidatura mea și a colegilor mei la Consiliul General. Mi-au invalidat candidatura mea și a colegilor de la Consiliul General pe motiv că eu, în calitate de președinte al Partidului Noua Românie, nu aveam dreptul să semnez actele de candidatură. Dar cine? Președintele de filială. Da. Există un articol celebru în legea 115, în legea 115 aliniatul 1 sau 2, irelevant, în care spune ceva de genul că propunerea de candidatură se semnează de către conducerea organizației județene. De către. Nu spune doar de către. Da. Exclusiv. Adică așa nu-i dă un drept exclusiv doar structurii județene unui partid să semneze propunere de candidatură, excluzând, practic, structura centrală. Un partid nu poate exista fără structură centrală. Un partid are o organizare piramidală. Și au interpretat domnii din Biroul Electoral Municipal în unanimitate, împreună cu președintele biroului, care este un domn procuror, ce să spunem, magistratul care interpretează legea după bunul plac. Și au scris acolo în decizie că aceea era o cerință imperativă ca propunerea de candidatură să fie semnată de președintele, de conducerea organizației județene. Păi dacă ea nu există? În cazul nostru nu exista. Logic că structura centrală suplinește inexistența sau nefuncționarea unei structuri inferioare. E de la sine înțeles, nu trebuie. Că nu vezi, domne, nu scria în lege că alternativ putea să semneze și conducerea. E la de la sine înțeles. Da.
Dacă da. Nu, mai e un principiu că ceea ce legea nu, distinge. Nu scrie, nu distinge, permite. Așa e. De unde să scoți tu că este o cerință imperativă? Păi avem o problemă cu înțelegerea limbii române, e foarte grav. Da. M-am dus la tribunal, am dat de o doamnă judecător, sper să se grăbească repede la pensie, că n-are ce să caute în magistratură, mai ales la cel mai important tribunal din România. Eu mi-asum lucrurile astea. O mică paranteză legată de justiție. Justiția este doar un serviciu public, plătit de toți contribuabilii unui stat democratic, cum este și România. Avem tot dreptul din lume să fim nemulțumiți, avem tot dreptul din lume să comentăm deciziile unor instanțe de judecată, trebuie să le respectăm, că asta e legea. Dar ai dreptul să spui întotdeauna, nu poți să spui, chiar și politician, că dacă îți dai cu părerea despre o decizie, o comentezi, ai afectat independența justiției. Serios? Sunteți Dumnezei cumva pe pământ? Nu, trebuie să o respect și o respect, că n-am ce să fac. Eu, instituția statului și justiția asta. Dar în momentul în care sunt probleme, nu pot să spun, politicianul până la urmă și asumă cadrul legal și decizia politică de a reforma un sistem de justiție, nu se reformează ei pe ei. Am trecut de tribunal, o doamnă care mi-a dat durere de cap, eram foarte supărat după aceea și m-am dus la curtea de apel. Bun. Am avut noroc, iertați-mă, dar să ajungi în România să spui că te duci în instanță și dacă ai noroc de un complet onest și profesionist și care se apleacă doar asupra legii, păi așa se face justiție, să spui doar dacă am noroc de un justiția complet, se făptuiește ar trebui, legi, păi, și este unică fi, și imparțială pentru așa toți. Așa ar trebui să fie așa standard. Nu poți să spui, a, da, am nimerit la completul ăsta, am șanse sau n-am șanse. Nu așa se face, asta nu e justiție. Slavă Domnului, cele două judecătoare, le mulțumesc pentru corectitudine, da. Le mulțumesc, nu că mi-au dat mie dreptate, pentru că nu aveau ce decizie să ia clar. Știți ce a scris doamna judecător de la tribunal în decizie, în motivare? Că semnătura mea nu era suficientă pentru a valida propunerea de candidatură, să le semnez, și că trebuia să vină toți colegii din structura centrală să semneze. Serios? Și am arătat onorate instanțe de la Curtea de Apel formularul tipizat de la EP, în care pe propunere din partea unui partid poate semna o singură persoană, nu tot neamul exact. Îl luăm acolo. Și aia a fost da, și, edificatoare. Am câștigat, dar i-am spus onorate instanțe de la Curtea de Apel, onorate instanță. Am aflat cu surprindere că semnătura mea de președinte al partidului și fondator, candidat la președinție, n-a mai fost o problemă atunci când am semnat toate actele, este suficientă la Timișoara, Satul Mare și Comuna Alexandru Ioan Cuza, unde s-au validat candidaturile, tot sub semnătura mea, aceeași procedură, iar la București semnătura mea nu mai este suficientă. Zic, este de noaptea minții. Zic, doar în provincie semnătura mea este suficientă, în București nu mai este suficientă? Și am reușit. De aceea sunt candidat la Primăria Capitalei. Pe scurt, ce vreau să fac în București dacă ies primar? Sunt realist de șansele mele, dar vreau să ofer bucureștenilor o șansă. Așa cum am oferit la prezidențiale, vreau să le ofer și la primăria generală, pentru că fără să nu o să nominalizez niciun contracandidat din cei 17, dar consider că eu sunt cea mai curată și cea mai onestă și cel viabilă. Cel mai curat candidat și aici? Da, da? Vă pot spune succes. Că eu sunt. Cred că majoritatea, dacă nu greșesc, majoritatea contracandidaților mei au niște legături directe sau indirecte cu actuala clasă politică, au fost sau nu au fost în diferite funcții și au cam dovedit ce pot face. Eu n-am pe nimeni în spate decât cel de sus, buna credință și dorința reală de a face ceva, chiar dacă n-am fost niciodată primar. Anume ce? Ați identificat elementele vulnerabile? Da, bun, sunt câteva mari probleme da. De care bucureștenii se lovesc și pe care ar trebui să le rezolvăm de cu prioritate pentru a le îmbunătăți da. Nivelul de trai, că până la urmă aici este terminul. Dar până să ajungem acolo, că avem timp, spuneți-mi opinia dumneavoastră despre pandemie în 3-4 minute. Bun, o să vă spun de pandemie. Da. Sunt doctor medic-veterinar. Da. Da? Am studiat 6 ani medicină la facultate, 4 ani la liceu, am 10 ani de medicină plus practică. Am să vă spun foarte clar niște lucruri care cu siguranță deranjează. Această pandemie este o mare, mare, mare prostie. O să vă întreb retoric. De 2 luni de zile în România masca este obligatorie, nu? S-o purtăm în spațiile închise, în mijloace de transport în comun. A scăzut cumva numărul de cazuri depistate zilnic de când purtăm mască? Da. E o întrebare Din potrivă. Da. Și atunci, care este eficiența măștii? Zero. Da, nu este eficientă masca. Și vă mai spun un lucru. Aceea banală mască chirurgicală care este destinată spațiului spitalicesc. Când te duci în operație, bun, există un protocol și trebuie să-l respecti în primul rând.
nu atât că să nu iei o boală, cât să te protejezi fizic, să nu sară sânge pe față sau secreții din timpul operației și așa mai departe. Nu neapărat să te oprești, să oprească virus. Și haide să nu fim atât de naivi și de creduli. 90% din populație care poartă mască de nevoie, prin lege, obligați prin lege, pentru că, o mică paranteză, pandemia de prostie este uriașă, nu doar în România, iertați-mă să vă spun. Iar boala de putere, de a conduce, de a suprima, de a ține sub control strict, peste tot în lume. Și de a obține și venituri de pe urma vânzării măștilor, evident. Ating aici și latura financiară imediat. Da, imediat. Da. Când ne ardea mai tare COVID-ul în stare de urgență, n-am mai introdus obligativitate, că n-aveam măștile. Când le-am produs, când le-am importat, cum să le putem vinde? Nu? Da. Haide să... Și atunci e și un joc acesta al cifrelor. Testăm mai mult ca să speriem populația, să îi determinăm să poarte măștile alea, că trebuie să facem un business. Este doar un strict business. Atât. Purtatul măștilor este un business. Atât. Nimic mai mult. Spuneam că 90% din populație poartă incorrect masca respectivă și nici nu are cum să o poarte corect. Nu poți să o porți a la loc masca respectivă. Nu poți să te duci cu ea în țiplă, sigilată și la măsură să o pui frumos când te suri în metrou. Eu am venit cu metrou sau tramvai, am venit cu tramvaiul 21. Pui mâna pe barile alea, nu stai într-un mediu aseptic, nu stai ca în sala de operație. Inevitabil tu contaminezi acea mască. După 10-15 minute, dacă o mai porți, dacă porți o jumătate de oră masca în mijlocul de transport în comun, îți vine leșine, îți vine rău cu căldura de acolo, la urmă ieși și o bagi în buzunar, mai porți iar, nu poți să o schimbi la fiecare 10 minute, dacă nevoia te pune să te plimbi în fiecare zi, poți să schimbi masca la fiecare intrare într-un spațiu public, într-un mijloc de transport și nu faci decât să o transformi într-un mijloc de infecție cu diferiți germeni, bacterii, virus și așa mai departe. Nu se lămurește la nivel mondial ce este cu coronavirusul ăsta. Măi, fraților, cum se transmite? Se transmite la cine se transmite? Afectează aparatul respirator sau nu? Sau doar sau și întreg organismul? Acum văd o groază de studii, au luat-o razna, toți, vă spun sincer, pentru că interesele financiare sunt uriașe și colosale și pun în derizoriu, aruncă în derizoriu interesul medical până la urmă. Din păcate, ăsta este adevărul. Au început să spună că apar afecțiuni și la creier, au început să spună că apar afecțiuni și la inimă. Mai au să spună că și la oase o să mai... Dacă ai COVID, ți s-au format oasele. Vă deci, spun sincer, urmă, că mai ducem au atâta timp cât vor avea interese acolo financiare, punct. Și vor scoate un vaccin, care va fi nu știu ce minune, totul se rezumă strict financiar și de control al populației. Gândiți-vă că depășim granița de 7 miliarde. Știu. Cum să controlezi populația asta? Că la te mănâncă, știți? Nu e ușor să controlezi o populație, chiar și în democrație cu libertatea asta. Spuneați la început, introducerea respectivă cu drepturile, restrângerea drepturilor și libertăților, nu poți să o faci a la long. A venit actualul președinte al României să ne spună prin primăvară că cel puțin un an de zile o să purtăm masca. Dar de unde știi tu cât durează pandemia? Tu deja ai stabilit că un an de zile trebuie să purtăm masca, adică să le cumpărăm, nu? Ca să le facem vânzare unora. Sunt extrem de revoltat pentru că pur și simplu românii acceptă, fără să cârcnească, toate aceste măsuri restrictive. Și eu vă spun încă o dată, masca nu ajută la absolut nimic. Se gândesc că sănătatea în cel mai cifrele le arată că dacă... Și decesele, numărul mare de decesele. Arătați-mi și mie un document oficial. Arătați-mi un document oficial. Da. Semnat de un medic patolog, în urma unei necropsii sau autopsii, cum vreți să o numiți, care să spună cu certitudine de 100% că acea persoană a decedat ca urmare a leziunilor provocate de coronavirus. Până atunci, dați-mi voie să fiu sceptic. Ți-am făcut un test, a intrat la terapie după 2 săptămâni ai murit sau 1 săptămână și mai departe și te declar de coronavirus. Nu! Plus, mai declarăm iar că au comorbidități. Am înnebunit România cu comorbiditățile. Până nu vine un diagnostic cert anatomopatologic, tu poți să presupui că a murit de cometa albastră acea persoană. Revenim la ce spuneam. Cifrele sunt manipulatori în funcție de interesul lor. Iertați-mă, dar în pandemie... La nivel mondial, când... La nivel mondial. Liderii politici au aceleași metehne. Doresc să rămână sinedie la putere, beția puterii și doresc să-și controleze populația sub o formă sau alta,
ca să nu crâcnească, să le spună aici stai, aici mănânci, aici te culci și așa mai departe. Este o boală peste tot, nu am niciun dubiu. Dar acum să mă rezum exclusiv la România. România este un laborator de încercare și pe lângă ce ne vine din afară, că bravii noștri conducători sunt niște executanți perfecți, dar pe lângă ce le vine în plic din afară să execute de la înalta poartă, stânga poartă, licuriciu și mai departe, mai bagă și de la ei, din top. Sunt niște măsuri care se bat în cap. Spunem că deschidem acum de la 1, am deschis de la 1 septembrie restaurantele, foarte bine au făcut. Te duci, mănânci, acolo nu stai cu masca la masă, că n-ai cum să mănânci, dar dacă duci copilul și stă tot în spațiu închis, îl pui să parte mască. De ce? Care este justificarea? Când mănânci, poate mănânci 5 ore. Nu spune, trebuie să vii să mănânci în 10 minute și ai plecat. Copilul poate să stea 4 ore sau 6 ore. Da, mai e puțin și începe școala și încă nu se știe. Este un haos general. Eu aș lua următoarele decizii. Vă rog. Mă consult cu specialiști, epidemiologi, tot. Luăm, analizăm. Există un risc, epidemiologic real de a infecta copiii, de a exploda coronavirusul. Bun. Dacă există, nu deschidem școlile. Îi mai ținem o săptămână acasă, îi mai ținem 2 săptămâni acasă, îi mai ținem o lună. Prioritatea care este? Să fie sănătoși. Și apoi îi vom educa cu un delay de o săptămână, o lună, două, nu se întâmplă absolut nimic. Dar haide să stabilim, există un risc epidemiologic, există o problemă sanitară reală în România sau este un fake de la cap la coadă? Aici nu lămurim. Și cine stabilește? Eu vă spun, păi, ei se încurcă în propriile minciuni. Mie îmi spun că pentru că n-am păstrat distanța socială, fizică și n-am purtat masca 24-24, n-am dormit cu ea, tot explodează cazurile de coronavirus. Dar tu organizezi alegeri. Ce presupune organizarea de alegeri? Să concentrezi într-un timp relativ scurt, într-un spațiu foarte închis, un număr foarte mare de persoane, 18-19 milioane de persoane da, cu drept de vot, plus candidații, plus acolo nu există risc epidemiologic. Haide să nu fim chiar atât de naivi, să credem toate prostiile astea. Adică dacă există un interes politic de putere să mă mențină acolo, dispare și COVID-ul, dispare și pandemia, prostesc pe toată lumea. Indiferent câte cazuri ar fi, nu mai am în alegerile. Aici e problema. După 20, dacă se vor ține alegerile pe 27 septembrie, evident, pentru locale, evident. Dacă se vor ține. Eu zic că nu. E vorba de bani acum, nu mai da, sigur, dacă se țin, o să vedem momentul adevărul, la un delay de o săptămână, două săptămâni, dacă vor crește cazurile la terapie intensivă, din testări și așa mai departe, o să fiu curios dacă o să mai facă un număr mare de testări sau o să scadă așa brusc, o să ajungem la 2000 de testări pe zi ca să ne dea foarte puține cazuri pozitive. Ăla va fi un moment al adevărului. Ori pericolul epidemiologic chiar există și cu toate măsurile alea de siguranță, de nu știu ce, tot ai concentrat un număr mare de persoane într-un timp scurt, vor bubui cazurile și atunci cine își va asuma? Cine își va asuma? Cine? Toată lumea se spală pe mâini. Guvernul ar trebui, în mod evident, pentru că iată, n-avem încă nici normele pregătite pentru a ști exact, te duci în secția de votare, în 3 secunde îți dai masca să te identifice, ți-o pui la loc, te duci, votezi, ce-i acolo? Dacă dai masca jos și dacă am strământat atunci și poate sunt purtător asimptomatic, ce fac? Aici este un nonsens. Așa e. Dacă avem o problemă sanitară, nu-ți mai arde de alegere. Rezolv problema sanitară și când lucrurile se liniștesc, poți să faci alegeri în condiții normale. Astea nu sunt alegeri, iertați-mă. Eu nu am acces, m-ați imitat dumneavoastră. Da, pierde sondaje. TVR-ul... Ei, pierde sondaje. Păi asta nu e. Clamez că tu faci e. pentru interesul românilor? De unde? Păi unde e interesul românilor? Cine a vorbit de interesul când românilor? Tu îți bagi joc de ei, de sănătatea lor, le pui viața în pericol, chemându-i la urne, dacă există pericolul sanitar real, tu nu faci decât să îi expui să se îmbolnăvească, să îi omori, practic. Asta e interesul tău electoral, să-ți omori propriul popor, dar prima dată votați, după care puteți să crăpați, că nu mă mai interesează de voi. Aveam alte alternative, mă refer la vot electronic. Da, cu siguranță, iar era o problemă. Bun, dacă țineai morți și să faci alegeri în pandemie, rezolvă cu votul electronic și atunci nu mai vine nimeni acolo și votezi prin internet și de la distanță, că avem o groază de tehnicieni în IT extrem de buni. Avem. Colac peste pupăză, ce aflăm astăzi, domnul Sultan? Că guvernul a stabilit data alegerilor parlamentare. Da. Există o lege. Parlamentul trebuie să există o lege. Decembrie, vom vedea. Există o lege votată de Parlament, trimisă spre promulgare, dar blocată la CCR. Da.
CCR-ul se grăbește să spună da sau nu. Ce facem? Știți că în acea lege votată de Parlament, prin care spune că tot Parlamentul stabilește data legilor, la fel ca și la locale, se înjumătățeau semnăturile, se făceau niște condiții similare cu cele de la locale, care unele sunt benefice. Acum se organizează alegerile pe vechea lege. Adică 200.000. Vă dați seama ce înseamnă să aduni și 100.000 de semnături în pandemie? Poți să schimbi în Parlament, dacă ar fi. Când? Că aici vorbim de legea... Că dacă 200, iar o blochează Iohannis... 208/2015, aici ne referim. Da, da, dacă o blochează iar Iohannis... Că a votat acum o lună și ceva, două, Parlamentul și n-a vrut să o promulge, CCR-ul nu se grăbește să se promulge, ce complicat, face? Complicat atunci. Și din 7 septembrie începe organizarea alegerilor parlamentare. Că 6 decembrie nu vor fi alegeri parlamentare, tot din cauza pandemiei, nu se grăbească. Depinde ce interes vor avea cei care câștigă localele. Cei care câștigă locale vor grăbi alegerile prezidențiale. Da, cu siguranță cei care câștigă, da. Vor grăbi, pentru că au interes. Așa. Dar haideți să revenim după, dacă mai avem ceva de acest subiect, ca să ne integrăm în timpul adresată. Să mai spun legat de, că mă apucasem să spun. Sunt candidat la Primăria Generală a Capitalei. TVR-ul 0 timp de antenă, Radio România 0 timp de antenă, celelalte televiziuni private 0 timp de antenă, le-am solicitat, nu mi-au dat nimic, nici m-au băgat în seamă, m-ați invitat dumneavoastră în această seară. Obligați dacă ai nu știu câți candidați. Păi cum asiguri tu instituție publică de informare, SRR și TVR? Exercitarea accesul la antenă. Da? Așa spune Constituția. În anumite condiții, dacă ai, nu știu câte, și 1, dacă, ai, alineatul 6. Dacă ai nu știu câte candidaturi și așa mai departe. Sunt 18 candidați la Primăria Capitale. Cum să inviți pe unii și pe alții? Nu este cea mai importantă primărie. Mă, măcar o dată, un minut să-mi fi dat și mie. Nimic, zero. Ca să vedeți cum se face politică în România, ei cu toate resursele, ei în Parlament, își dau timp de antenă căcălău tot lor, să citească articolul 30, alineatul 6 din Constituție, de asemenea legea 115, dacă nu mă înșel, la CNA-ului, și m-au ei acolo am solicitat timp de antenă în 471 am tot solicitat timp de antenă în timp regulamentar și posturile de radio și televiziune publice sau private sunt obligate să asigure, practic, dreptul la antenă tuturor candidaților înscriși în lupta electorală. Și dacă dai unia, trebuie să dai și celuilalt. Nu se aplică în România așa ceva. Se aplică, CNA-ul doarme, nu vede, își pune... Nu e sesizat. Dacă ar fi sesizat, vă spun eu că la prezidențiale am sesizat. CNA-ul? Da, când multe televiziuni nu mi-au dat nimic și nu i-a dat nimic. Am înțeles. S-a făcut că plouă. Vom vedea acum. Însă haideți să vreau să spun. Da. Deci nu am acces pe TV decât vin la dumneavoastră în seara asta. O să mai fiu invitat mâine la un post național de radio privat. N-am să-i spun numele ca să nu fie niciun fel de problemă. Și am nevoie doar niște afișe format A3 să mi le lipesc și eu din economiile mele. Și apare problema. Nu găsești spațiile respective. Sunt foarte bine ascunse. Sunt foarte puține panouri de afișaj electoral. Și... n-ai loc pe ele, că sunt 18 candidați mai la Primăria Generală, plus primăriile de sector, plus consiliile de sector. E o nebunie generală. În bătaie de joc, asta vreau să spun, că alegerile locale, în acest moment, în comparație, mă plângeam de alegerile prezidențiale de anul trecut, ale erau parfum pe lângă cei acum. Este o mega bătaie de joc. Nu pornești cu un start egal în campanie, din niciun punct de vedere. Din niciun punct de vedere, tot ei își împart drepturi, își împart bani, își împart funcții, își împart reprezentanți și noi nimic, nimic. Cum să crești? Cum să te vadă oamenii? Asta e marea problemă, că nu sunt alegeri corecte, nu sunt alegeri transparente, nici vorbă de așa ceva. Da, și este foarte greu să lupți. Haideți să vă spun un lucru, da. Ce spuneți dumneavoastră? La un moment dat... anul trecut și cu asta închei la o campanie de informare. Și am spus și eu ce spune articolul 2 din Constituție, apropo la ce spuneați, că suveranitatea națională o exercită poporul român prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum, la care un primar din sală trebuie corecte pe dracu, domnule. Eu spun ce spune Constituția, nu stabilesc dacă au fost corecte sau nu, sau dumneavoastră. Bun, asta apropo de ce vorbeam corecte. Deci dacă cei implicați și care aveau capacitatea de a putea deține modul de control asupra organizării alegerilor, spuneau răspicat într-o sală că nu sunt corecte, nu din punct de vedere al desfășurării votului, din punct de vedere
al egalității de șanse a fiecăruia dintre candidați, ceea ce a spus până acum. Că dacă mă uit în București, sunt numai câteva corturi, câteva benere, dar ce restul nu? Pentru că nu au posibilități financiare și n-au nici... Legea e foarte prost nu dă voie altora să poată... Până în campanie ai voie să-ți pui PNR dacă ai bani și pe cer. Exact. Când începe campania, doar afișe format A3. Păi, să nu te vadă nimeni, uităm, doar în locurile speciale amenajate. Să nu uităm ce înseamnă legea 443 din 2014 legătură cu subvențiile. Știți foarte bine, adusă și campanii electorale și... 2006, da. Deci ce să mai discutăm? Finanțarea partidului politic și aia... O prostie, te doare capul. Da. Vă spun sincer, bun, te doare capul. Haideți să trecem exact la fapte concrete, pentru că pentru telespectatorii așteaptă și probabil vă votează. Ce aș vrea să fac rând, eu? Ce vreți face pentru București? Pentru ei, în mod special. Cu toții avem o problemă cu locurile de parcare. Da. Străzile sunt însetate de mașini, pentru că nu mai ai loc nici să treci de ele. Cred că sunt mai multe mașini decât locuitori. Cu siguranță trebuie găsit o soluție și să crești numărul de locuri de parcare. Gratuite, cu plată, trebuie să le faci, să-i dai o șansa bucureșteanului să parcheze regulamentar, apoi să-i dai amenzi, să-i ridici mașina. Nu poți să aplici o sancțiune când omul nu are alternativă, este o prostie. Îmi propun ca, în calitate de primar, în 4 ani de zile, să reușesc în tot Bucureștiul să crește numărul de locuri de parcare cu încă 1 milion. Este realizat, 250.000 pe an în toate sectoarele, nu vorbesc cifre aici cogonate. Este nevoie și se realizează. Că e vorba de parcări subterane, supraterane sau terane, da? Sunt o groază de spații lăsate în paragină, în tot Bucureștiul, unde se pot amenaja parcări, și cu plată și fără plată, sub toate formele. Apoi, STB-ul. Îl reformăm sau nu îl reformăm? Îl transformăm într-un mijloc de transport în comun, într-o rețea funcțională, decentă, de nivel european, că cum arată multe din tramvaiele alea, zici că sunt din 1900 toamna, iar vara te sufoci, este saună, iar iarna mor de frig. Eu circul aproape zilnic cu mijloace de transport în comun, vorbesc din cunoștință de cauză și chiar știu cât costă un bilet de RATB, 1,3 lei. Și un abonament general 50 de lei, pentru că îmi iau abonament general, nu merg ilegal. Propun ca o variantă și de decongestionarea traficului prin încurajarea bucureștenilor să renunțe la mașinile personale, să nu le ia tot timpul, să mai ia și mijloace de transport în comun. Ținând cont de faptul că cea mai mare parte a bugetului prin care funcționează STB-ul este ca venit și subvenție de la bugetul de primărie, de stat, de la contribuabil, dacă cred că o variantă mai bună ar fi să nu trăiește din 1,3 lei STB-ul. O mică parte din buget este asigurat din acele venituri. Introducem transportul gratuit. Investim acolo, introducând transportul gratuit, nu mai ai nevoie de acele sisteme electronice de mentenanță, cât oare cât ori costa contractele alea de mentenanță. Pentru aparatele alea, da? Știu. La firma respectivă. Da. Enorm. Da. Și prin relocarea personală poate s-ar gândi unii acum, da, bun, renunțăm, nu mai există controlori, există doar șoferi. Eu nu vreau să dau afară pe nimeni, eu nu vreau să las pe nimeni pe drumuri. Compania, primăria are o groază de instituții, sunt subordine și companii și mai departe. Personalul de acolo ar putea fi relocat, recalificat, astfel încât să nu rămână pe drumuri. Dar ideea este să pui piesele acolo unde trebuie pentru ca lucrurile să funcționeze. Și o soluție de decongestionare ar fi transportul gratuit, investiții treptate în schimbarea parcului auto, s-a mai făcut, e foarte bine, dar se poate și mai bine. Și o mare problemă, un lucru extrem de important. Poți să zică, mamă, dar cu ce bani, nu știu ce. Cum cu ce bani? Cu banii pe care îi are bugetul primăriei în fiecare an. Dar știți care este problema? Știți care este marea diferență dintre mine și restul? Eu nu am parandărăt. 30, 40, 50%, eu n-am niște interese să dau contractul. Cu banii ăia voi face de 10 ori mai mult decât s-a făcut până în prezent, sau poate de 50 de ori. Mai am mult atât, prioritizez investițiile, prioritizez banii. Nu au loc milioane de euro pe sindrofii, pe concerte, de revelion, de Crăciun, de nu știu ce, nu. Prima dată rezolv problema cu infrastructura, cu țevăraia, să nu-i se mai oprească omului apa caldă, apa rece când e lumea mai dragă sau în mijlocul iernii să rămână să înghețe. Este inadmisibil așa ceva. Cu siguranță sunt niște lucrări complexe, dar ele trebuie făcute, se pot face repede și bine. Dacă există un manager, un primar care cu asta se ocupă zi de zi, lumină, are oamenii din subordine care asta fac, urmăresc în fiecare zi desfășurarea lucrărilor. Fabrica de gheață,
știți? A fost asfaltată de curând, tipic românesc. Planul lor era să planteze copaci din 50, din 5 în 5 metri sau din 10 în 10 metri, au făcut alveolele respective, le-au băgat în ciment, au îngustat trotuarul, parcă ai merge pe un picior, și am așa dat seama, băi, nu e bine. Și ce au făcut? În alveolele alea, în loc să bage pământ și să pună pomi, le-au asfaltat. Problemele de mediu, cum vă gândiți? Aerul dacă din reducem transportul personal cu mașina, cu siguranță se va reduce și nivelul de poluare. Dacă creștem și suprafața verde, Bucureștiul, foarte să știți bine, că în ciuda tuturor spuselor, Bucureștiul totuși avem cam peste tot parcuri, părculețe, nu putem să spunem asta. Se poate și mai bine, cu siguranță. Și acolo unde avem soluții, unde avem teren, sunt foarte multe terenuri în paragină. Este groaznic. Te uiți în zona Bibliotecii Naționale, paragină, este horror. Te uiți la mastodontul ăla de casa radio, nimănui nu-i pasă ce se întâmplă acolo. Pur și simplu, nu vede nimeni, nimănui nu-i pasă, n-avem soluții. Cum să n-avem soluții? Dacă îți pasă, deci ori se poate construi ceva, se finalizează construcția, să vină experții tehnici, că nu e problema mea, eu mi-asum o decizie politică până la urmă. Ori îl dezvoltăm, îl aranjăm, ori îl demolăm și facem altceva acolo. Este un teren care stă de atâția ani de zile, cred că de 30 de ani, nu? Da. Nefolosit. Nefolosit. Este nepermis. Nepermis. Da. Deci decongestionarea traficului, reducerea poluării, și prin colectarea selectivă a deșeurilor, nu se face asta în București. La mine, cel puțin, în gardie, nu se face. Eu, dacă am plasticul, pun separat și mai vin oamenii aceia care reciclează și își iau pâine din plasticul ăla și îl pun într-o punguță separat, nu la tomberon, și îl reciclează ei acolo. Dar asta ar trebui, fiecare scară de bloc, fiecare asociație de proprietar, să aibă cel puțin 5 tipuri de container. Plastic, fier, sticlă, hârtie și gunoi menajer, care nu se poate, e amestecat. Trebuie să facem asta, pentru că tot poluare este și putem să reducem niște costuri. Cu siguranță nu se poate implementa un astfel de proiect peste noapte, trebuie să educi cetățenii cu vorbă bună, după care cu măsuri de constrângere, prin insistență, dar trebuie făcut neapărat. Pentru că e vorba de viața noastră până la urmă. Deci, 1 milion de locuri de parcare, transport gratuit, reducerea poluării prin reducerea deplasărilor efectiv singure. Mă gândesc că poate o dată pe lună să facem într-o sâmbătă sau într-o duminică lockdown, nu se circule decât cu bicicleta sau pe jos, o dată pe lună închidem, nu ai voie, deci duminica aveam toată lumea, nu este trafic, decât mașini de utilitate publică și transport, și transportul public să funcționeze, și restul nu ai voie să circuli decât cu bicicleta. Și atunci se va reduce. Mai mult de atât, desființarea poliției locale. Este o instituție fagocitară care nu produce nimic bun, doar mănâncă, este un fel de gardă pretoriană a primarilor. Am mai zis, înainte exista, noi din 2016, de când existăm, de când am intrat în alegerile parlamentare, din 2016 există documentul în programul politic. Pentru desfințarea poliției locale. Este ineficientă, este inutilă, putem să trăim, putem să supraviețuim fără poliția locală, se confundă cu poliția națională, atribuțiile sunt oarecum, se calcă, nu e ok. Lăsăm poliția națională cu toate structurile care sunt acolo, rutieră, frontieră și mai departe, dar să fie o singură poliție sub sub administrarea Ministerului Afacerilor și Internelor. Mărim numărul poliției din cu siguranță mărești numărul poliției. E altceva. Poliția locală nu este nici pregătită, așa e. Nu are nici autoritate și mai comite și abuzuri de multe ori. Pentru avem cazurile de la Iași când și nu numai. Eu cred că ne putem lipsi fără niciun fel de problemă. Iar persoanele care sunt acum în poliția locală, care au căpătat experiență, poliția națională oricum are un deficit mare de personal, evident, dar se bage la recalificări intense 6 luni de zile cu experiența pe care o au și să-i poată reîncadra cei care se califică. Sunt 18.000 de locuri neocupate în cadrul poliției naționale și nu sunt bani. Deci nu există bani de la buget. Cum să nu fie bani? Astea sunt motivele. Se fură de 30 de ani și și n-am sărăcit. Vorbim cum e acum, pandemia ne-a dat bani suficienți. O fi. Nu mă provoca să mai spun de pandemie, că mi-au venit atâtea cazuri de persoane care s-au internat.
Am înțeles. Sub pretextul de coronavirus și pe numele lor s-au decontat facturi de 9.000, 10.000 sau 18.000 de lei. Și au tratat cu supă și, și cu paracetamol. Da. Se dau niște tunuri financiare incredibile în spital pentru că fiind această... Și cine profită de aceste tunuri? Cei din conducerea spitalului? Absolut, toată lumea care țin are legătură cu mediul medical. Laboratoare, farma, furnizare de reactiv, de medicamente. Toți care sunt angrenați în sfera medicală. Toți câștigă uriași. Niște sume colosale. Se deblochează foarte rapid fonduri pentru coronavirus masiv. Nu contează dacă tu ai altă afecțiune. Poți să crăpi, poți să mori. Nu te interesează. N-ai Într-un coronavirus, minut învățământ, sănătate în București și apoi încă un minut un cuvânt de final către electoratul din București. Primăria... Ce, pentru ce să voteze? Care sunt motivele pentru că ar trebui să voteze Sebastian Popescu? Cu ce vrei? Primăria Capitalei are, cred că, 17 sau 18 spitale în administrare, dacă nu greșesc. Da. Este relevant numărul. Știu că s-au făcut investiții, cu siguranță va reprezenta o prioritate asigurarea strictului necesar pentru a funcționa în condiții decente a tuturor spitalelor din capitală, investiții în renovări, în aparatură, în pregătirea personalului medical, școlile să fie de nivel european. Suntem capitala României, elevii să aibă condiții optime. Acum, pe final, studiu. Pentru că am ajuns, eu vă promit că vă mai invit la o altă emisiune în timpul campaniei electorale, pentru că noi, Capital TV, suntem cei care respectă egalitatea de șanse. Vă doresc succes și ne revedem cu altă ocazie. Lucru. Mulțumim, bună și seara, mulțumesc telespectatorilor, toate cele bune. La revedere!
Poate vorbeam.